Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou videoclip de GTA Online, numai pe Cosmin Today. Eu sunt Cosmin și, fraților, am văzut o chestie acum. Înainte să începem videoclipul, sincer, nu știu ce o să facem în videoclipul ăsta, o să aflăm din titlu, bănuiesc amândoi, toți. Bănuiesc că tu te uiți singur la videoclip, sau vă uitați mai mulți deodată la videoclip, vă strângeți un grup așa și vă uitați la videoclipuri pe YouTube, sunt foarte curios. Când și unde vă uitați voi la videoclipurile pe YouTube? Mă rog, și, na, m-am spawnat în apartament și am văzut chestia asta. Mă, ultima oară când am intrat, nu era așa, nu? Adică jaluzelele au trase până jos de tot și nu vedea absolut nimica. Sau se putea vedea așa un pic. Știi cât de șmecher se vede de la balcon? Suntem în Eclipse Towers. Știți-vă cât de șmecher se vede pe balcon? Tot orașul. Foarte, foarte, foarte tare. Eu știam, din câte țin minte, știu că erau trase jaluzelele. Și nu se putea vedea absolut nimica. Și acum se poate vedea, ceea ce este foarte, foarte, foarte tare. Lester, no Lester, dar trebuie să facem și noi heisturile alea la un moment dat. Chiar ar trebui să facem. Bine, de aici se vede foarte mișto. Dar vă dați seama să fii pe balcon acolo, să poți să vezi. Foarte, foarte tare. Bun. Mă, cred că în episodul ăsta o să facem ceva. Ce o să facem? Hai să intrăm un pic pe internet să vedem ce mai găsim pe aici. Ar trebui într-un episod să facem, să tunăm sabre turbo, dar nu în episodul ăsta. Dacă intrăm la Benny și ne uităm la ce mașini mai avem de tunat pe aici, mai avem ceva mașini de tunat, dar n-aș vrea să tunez acum o mașină de genul ăsta. De clase Mumbim, mai că nu. Vreau să facem ceva mai special. Păstrez un episod pentru episodul 50, un episod mai special. Hai să mergem la San Andreas Southern Motorsport. Vreau să iau Vapid Contenderul. Asta vreau să-l iau sigur și mergem în Penthouse Suite 2. Pentru că avem nevoie și e cel mai bun SUV din câte știu. E cel mai bun SUV din joc. Și n-are rost să luăm MTL Dune-ul decât dacă vrem să-l conducem prin oraș. Ceea ce nu cred că vreau. Pizvaser Dominator-ul, să luăm Dominator-ul sau Gauntlet-ul. Că avem nevoie și de o mașină pentru muscle car, pentru curse. Hai să luăm Dominator-ul, că e cea mai bună. Mergem în Tinsel Towers. Da, mamă, și știu, și avem ștoc în Tinsel Towers, super tare. Bun, și ce mai avem pe aici? Mașini pe care nu le-am cumpărat, ceva interesant. Slamven-ul l-am făcut deja. Stalionul, interesant. Ha, asta ar fi mișto să facem. Nu știu cum s-ar tuna. Asta este echivalentul unui Nissan Skyline mai vechi. Foarte șmecheră mașinuța. N-avem nevoie de mașinuțe mici pentru că avem deja una foarte șmecheră tunată. Pe care o folosim în curse. Dominatorul l-am luat pe celălalt. BF Surfer-ul. Hai să luăm BF Surfer-ul. Îl punem în Penthouse Suite 2. Pentru că vreau să-l tunăm. Vreau să-l tunăm pe ăsta. Asta facem astăzi. În episodul ăsta suntem hipsteri. Mai că găsim ceva mașinuțe frumoase pe aici. Bravado Paradise. Deși asta pare mai mult a hipster, mai mișto e cealaltă. Uite, e mult mai șmecher asta. Bam, ceva pe aici interesant. Mașini pe care aș vrea să le mai tunez, dar nu în episodul ăsta. Să le cumpărăm acum. Nu știu. Bobcat-ul nu, Stretch-ul nu. Pegasi. Hai să-mi iau Pegasi Bati. Pentru că vreau să o tunez la un moment dat. Because reasons, pentru că nu-mi place acum, chiar nu-mi place. Dar nu o să o tunem acum, o să o tunez eu separat. Black Contender. Putem să tunăm Contenderul, dar nu vreau să-l tunez acum. Vreau să-l tunez într-un episod separat, să tunăm Contenderul și să mergem un pic în curse cu el. Local host a ieșit, mă. Ieșim un pic din apartament și așteptăm până vine venul nostru, minivenul. Pe ăla l-așteptăm. Vom merge să-l tunăm, iar mai apoi vom merge să ne îmbrăcăm în hipsteri. Așteptăm un pic pe aici, așa. Pizvaser Dominator, asta îl voi tuna eu separat pentru că nu cred că se tunează cine știe ce. E doar de performanță și nu o să stau să fac chestia asta în videoclip. Totuși să ne punem un pic de armament la noi, să avem așa în mână. Vin repede mașinuțele. Hai totuși să nu ne plictisim un pic.
Cine urlă, mă? Cine urlă? Faceți gălăgie la ora asta din noapte, treziți oamenii. Știți că nu-i frumos? Ia uite-l. Unu. Ce a venit? Surfer. Bun. Foarte bine. Au început ăștia cu claxoanele la ora asta. Bă, nu-i frumos, mă. Nu-i frumos din partea voastră. Intrăm și noi în penthouse-ul 2. Or fi venit toate mașinile de poliție. Nu mă interesează pentru că vom vorbi cu Lester. Ia uite ce mișto arată surferul. Hai să-l sunăm pe Nea Lester. Nea Lester, ne salvești pe noi? Din toată nebunia asta, pentru că n-am chef acum. Vapid contenderul arată foarte jumecher. Remove wanted level, te rog eu mult. No. Bă, foarte tare arată contenderul. Ziceți de n-arată foarte mișto. Cu suspensiile mari, cu bena în spate acoperită. Ce ben și frumos. Arată chiar foarte tare și apamentul pe laterală. Îl vom tuna într-un episod separat. Probabil în următorul episod îl vom tuna. Chiar e foarte șmecher și din câte știu eu, cel mai bun SUV. Dar hai să ne uităm un pic la Surfer. Este așa low. E un fel de broscuță, are placa de surf pe laterală. Arată foarte mișto. Și simt că se va tuna foarte, foarte tare. Hai să intrăm înăuntru. Să vedem cum arată și înăuntru. Înăuntru este un clasic. Nimic special. Se aude foarte bine, mi-aș fi dorit să... Mi-aș fi dorit totuși să se audă altfel, ca o mașină mai veche. Dar e ok și asta. Hai să ne punem pe passive mode, pentru că vreau să mergem direct acolo. Da, mă, se aude, hai că se aude ca o mașină veche. Se mișcă ca tare. Și arată foarte, foarte tare, e ca un Volkswagen din ăla vechi. Un van vechi, foarte mișto. Mie îmi place, chiar îmi doream să facem videoclipul ăsta. Și chiar aștept, sunt curios să văd cum se poate tuna la în Los Angeles Customs. Avem și ceva români care, din câte observ, vrea să facă o probă de microfon, prin urmare Tinsa cred că este YouTuber. Așa că hello. Dragii mei, voi ce mai faceți? Cum o mai duceți? Cum se mai distrează lumea prin vacanță? La mine singurul mod de distracție este acesta, din păcate, în rest învăț și nebuneli și licențe și chestii de genul ăsta. Așa că, na, pentru mine acest lucru este fun. Don't shoot me. Ce mașină cromată. Mă, din păcate chiar am fost tristul când n-am putut să-mi fac slam van-ul cu crom. N-am reușit încă să deblochez toate culorile. O să lucrez la chestia asta și lucrez și la un video. Dar mai greu cu videoclipul ăla, pentru că trebuie să înregistrez mult și mi-este lenică. Știți cum e? Și na. Hai să vedem ce putem să facem. 15 categorii, din păcate, nu putem să facem foarte multe lucruri. Sunt foarte trist. Armură, bineînțeles, brakes, sport brakes, nu că ne-ar interesa. Că n-am face curse cu mașina asta. Explosive nu ne interesează. Horn. Musical, ia. Ceva. Nu vreau asta. Nu mergem pe clasic, vreau altceva. Asta e. No. Mamă, ce-mi place ăsta. Asta, San Andreas Loop, de ce nu? Lights. Mă, aș păstra stock lights unul de alta, dar vreau să fie retro mașina. Păstrăm stock lights, neon kits. Să punem neoane la mașină, plate-ul o să fie black sau o să fie white? Nu, o să fie white ăsta cu un Cosmin pe el, atâta. Respray, secondary color, bănesc că este roșul ăsta. Nu, secondary color este portocaliul. Interesant. Cred că știu ce culoare vreau să fac. O să fac un mat. Alb mat. Nu știu cum arată pe metalic. Albul ăsta pe metalic, hai să vedem. Ceva. Diamond blue, nu.
Vreau să văd cum arată albul ăsta sau albul clasic. Nu, facem un alb mat. Nu, o facem metalic, frate. He, arată șmecher pe ultra, bă. Nu. Nu, cred că știu cum vreau să fac. O să facem pe ice white. Așa. Pe un primary color or roșu. Ar merge și roșu. Arată frumos și pe negru, așa, simplu. Uite cu un albastru îmi place cum arată. Chiar arată bine cu un albastru, că este surf, așa, știți? Dar vreau să mergem cum... Vreau să văd cum arată pe... Vreau să un albastru, asta e clar. Să știți, vreau un albastru. Pentru că vreau să fie ceva pe surf, cu apă, cu nebunel din astea. Prin urmare, mergem un pic aici, dark blue, saxon blue. Uite, blue ăsta arată frumos. Arată chiar mai frumos decât racing blue, așa că vom merge pe blue simplu. Pe un pearlescent, surf blue, surf blue, de ce nu? Pentru că, na, așa trebuie. Suspension, lower. Transmission, bineînțeles. Turbo, bineînțeles. Wheels, wheel type. Nu, cred că ar merge mai degrabă un stock chrome. Un... Astea ar fi interesante. Uite așa. Nu dollar, nu din astea. Low 5 Dukes. Sunt la fel, mai că sunt mai mari un pic astea. Asta arată șmecher, Gucci. Stock wheels, asta nu. Băi, sincer să vă spun, nu știu. Tot pe fresh mesh aș merge. Deși și astea ar arăta mișto. Dar vreau ceva cu spițe. Cred. Sau ăstea. Tot arată mișto, dar simt că e nevoie de ceva pe... Hai să ne uităm totuși, muscle. Muscle parcă sunt mai mari. Uite, classic rod. Ha. Și ăstea arată el jefe. El jefe. Da, cred că o să mergem pe muscle mai degrabă. Pe ăstea. Pe classic rod. Pe classic rod, wheel color nu putem, dar vreau să facem la tire design. Oh, come on, nu astea. Nu vreau de astea. Atunci, din păcate, mergem la wheel type, lowrider, chrome și căutăm tot așa ceva. Uite, astea, cum ar fi LED sau classic rod, nu, classic rodul ăsta. Pentru că mă interesează să mergem la tires, tire design și să fie așa. Vedeți, asta mă interesa pe mine. Așa. Bun. Tire enhancement bulletproof. Tire smoke blue. Bun. Windows un light smoke, pentru că vreau să se vadă în interior și cam atâta. Ah, nu. Suntem la lights. Bineînțeles, am uitat de lights, mă. Vedeți, nu-mi spuneți că am uitat de lights. Neon keys, neon color blue. Blue sau white? Blue. Și cam asta e. Hai să mergem totuși headlights xenon. Că am păstrat, o să o păstrăm pe alb și albastru să se vadă mai bine. Ieșim de aici. Și avem mașinuța asta de surf. Foarte șmecher arată. Chiar arată, mie îmi place foarte mult cum arată. Foarte, foarte tare. Aștept să treacă nebunele astea cu notificările. Pe bune, trebuie acum să apară chat-ul. Aș putea să scot chat-ul să nu se vadă. Și aș putea să scot de tot HUD-ul. Ia să vedem dacă merge. Settings. Graphics. Graphics, mă. Putem pe aici ceva? Population, reflection, motion blur, nu. Tessellation, nu aici. Display. Display. HUD. Uite așa, frumos. Off. Oh, come on! Nu merge așa. Settings. Păi da, nu cred că am făcut nimica, nu? Display. HUD este off. Radar off. GPS route. Expanded radar. Play overhead. Kill screen subtitles. Imperial. Bun. Gameplay. Ceva pe aici. Voice chat. Voice chat. Voice chat off.
Notifications, task crew, friends updates, tooltip. Bun, hai să vedem dacă așa merge mai bine. Foarte bine, foarte, foarte bine. E cam așa vreau să fie. Un pic mai departe, un pic mai departe. Hai să treacă și astea. Dau repede un print screen. Come on. Cum să facem? Cum să facem? Cum să facem? Vedeți, e foarte greu. Trag un screenshot acum și de îndată ce dispare, te rog, dispari. Dispari, dispari. Repede. Dispari. Oricând, mulțumesc. Gata, dragii mei. Bun. Acum revenim repede la setări. Na, nu e tocmai cel mai de dorit lucru pe care vreau să-l fac sau ar trebui să-l fac și clar nu ar trebui să fac chestia asta în timp ce înregistrez. Îmi pare rău, îmi cer scuze, este vina mea. Este numai vina mea. Dar dar trebuia să fac chestia asta. Voice chat, pornim și noi voice chat-ul înapoi. Notifications nu le-am oprit niciodată și gata. Bun, am revenit. Leave me, Lester, leave me alone. Hai să mergem la magazin. Un magazin. Barbershop, mai tine. Hai la barbershop. Mergem la barbershop cu mașinuța noastră, care arată foarte, foarte tare. Chiar foarte mișto. Cel mai probabil o să fac oricum niște poze pe plajă. Mamă, cum se aude blow-off-ul la mașinuța asta care de-abia merge. Este super amuzant. Dacă vă place, drag Gmail, dacă vă place acest gen de videoclipuri și vreți să mai vedeți, nu uitați, abonați-vă pentru a primi cele mai noi videoclipuri. Mă ajută foarte mult și de asemenea nu uitați să lăsați un like. Chiar vreau să văd aprecierea voastră la videoclipurile astea. Avem aici Hair on Howick. Am parcat așa cum se parchează în București. Dam pulea, adică. Intrăm și noi frumos în... Am intrat deja, mulțumesc. Păi vreau să mă iei din părți, vreau să arăt ca un hipster. Cred că arăt deja ca un hipster, dar vreau să vedem dacă... Uite, hipster youth, ăsta era. Vreau să vedem dacă găsim ceva mai hipsterez de atâta. Hello! Ăsta? Hipster. Hipsterul ăsta ar merge. Sau ceva mai biker, nu? Ponytail. Bă, ar merge ponytail-ul cu genul ăsta de... mașină sau așa slicked, a? Ăștia sunt prea aranjați pentru genul de dreads. Yo. Sau așa ceva. Curly. Surfer dude, surfer dude. Ăla facem, tati. Dar vreau să-l facem o altă culoare. Vreau să-l facem un surfer blond. Ce ziceți voi de asta? Că n-arată bine, adică e mișto cu părul lung, arată ca un fel de Jesus. Dar verde nu. Blond? Ăsta e blond? Dar are rădăcinile, frate. Cum să nu colorezi rădăcinile? Uite așa arată. Cum arată ăsta? Doamne, ăsta este prea blond. Uite ceva de genul ăsta. Hai, facem un remake complet. Vai, cum poate să arate. Doamne... Nu merge, bă, fraților, nu merge. Nu îmi place. Nu, chiar nu-mi place deloc. Îmi pare rău, dar nu. Dar nu vreau nici negru. Uite ăsta, așa. Un... S-au mai deschis? Ha, nici nu știu. Totuși arată bine. Na, e ok. Beards, hai să vedem ce bărbi avem aici. Ceva hipster, așa. Vreau multă barbă. Dă-mi multă barbă. Trimmed beard. Dar nu vreau trim, vreau barbă ca lumea. Vreau să am barbă. N-ai barbă? Scruffy beard. Oh, doamne, cum arată. Nu, că nu e de surfer ăsta. Ăsta arată ca martorii lui Jehova. Nu. Bun, deci o să lăsăm atunci trimmed beard. Pe culoarea asta 45. Ok. Lăsăm așa, dar... facem altceva. Schimbăm culoarea părului. N-ai ce să faci cu părul ăsta. Nu-mi place de nicio culoare. Hairstyles 45 era, nu? Uite, cam așa. Dar nu-mi place. Adică, parcă ar merge altceva mai bine.
Hipster youth. Astea sunt altfel de hipster, nu sunt hipsteri aia gen surfer. Să meargă așa? A, mai degrabă dreads, frate. Mult mai degrabă, facem cu dreads. E mai... merge mai bine și cu barba, așa. A, mult, much better. Dar o altă culoare. Un 44. Uite așa, un 43. Să fie mai închis la culoare un pic. Pentru că ea vine cu foarfeca și îmi schimbă culoarea părului. Frate, animațiile astea nu sunt chiar cele mai bune. Ok, să zicem că așa arată chest. Avem păr pe piept. What the fuck is this? Nu. Happy face, wow. Slug and nips. Natural. Facem așa, să fim naturali, bro. Că așa suntem noi naturali. Tot în cap se duce. Alo! Nu e în cap! Nu e bine! Ceva nu e în regulă! Ce facem? Tai din cap și îmi pui pe piept? What the fuck? Și putem să punem opacitate? Nu. Context. Light blue. Las așa. Face paint. Putem să punem ceva interesant pe aici? Nu. Makeup. Eye. Dar nu, că suntem, noi suntem foarte chill. Nu, e ok așa, foarte bine. Mamă, cum arată ăsta, ești nebun. Arată bine. Arată bine, dar trebuie să-l facem așa de vară. Trebuie să-l facem de vară. Uite mă, ce repede se sperie de mine. Ce repede s-a speriat de mine, mă. F. Hai să vedem acum, să mergem frumos. La un... nu, mod clothes store. Ia uite. Ăla cu ce e, mă? Cu cartul. Vai cât de tare. Ăla să aia să să fii hipster. Mamă, ce e aici? Ce se omoară ăștia. Foarte. Bă, de, îmi place super mult cum arată mașinuța mea. Aoleu, treceam de suburban. E perfect suburbanul. Este pentru noi, că noi nu dăm mulți bani, că nu ajutăm corporațiile. Sunt mai înalt decât mașina. Și mașina este un van, totuși. Bine, sunt și eu înalt, așa, de fel. Foarte bine, îți plac dreadurile mele, vreau și eu un pic să văd ce outfit-uri ai la hipster. No, nu, nu. Asta îmi place, dar l-am deja. Frate, nu vreau hipster de ăsta, nu vreau, vreau surfer mai degrabă. Nu, nu ești, nu ești pe feeling-ul meu, îmi pare rău. O să vreau ceva pe albastru ca să meargă frumos, deci aici îmi dai jacket-uri. Nu, 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 nu vreau jacket. Hats, nu, mulțumesc. Tricouri. Tops. Astea sunt numai jacket-uri? T-shirts. Hipsters do it fixed. Îl luăm oricum, poate cine știe. Lover, mamă. Vreau ceva... Chet, luăm, nu mai să fie. Îmi plac, frate, îmi plac super mult tricourile astea. Foarte șmechere tricourile. Wildcat. Ăsta e mișto. Ăsta e tare. Șmechere tricourile. Cumpărăm aici tricouri lover. One love, vreau să-l cumpăr pe ăsta. Îl cumpărăm și pe ăsta. Mi-ar fi plăcut tricoul ăsta dacă nu era murdar. Love fist, vai, bă. Asta arată șmecher. Crew? Arată mișto culoarea asta de tricou. Yeti. Mama, pam, pam. Nimic interesant pe aici. Nu. No. Hai să vedem altfel. Special tops. Ce șmecher arată asta. Groti. Owner's Club. Vai, cât de șmecher. Îl păstrăm, luăm și pe ăsta și Original Gangster. Dar nu, Work T-shirt, Sports T-shirt. Sunt astea largi? Mulțumim, Poliție Române, pentru că ne acompaniază în acest minunat videoclip. Nu mi-am dat seama că am geamul deschis până când nu mi-au adus ei aminte. Vă mulțumesc. Roz niciodată. Bă, vreau și eu un ceva. Asta e foarte șmecher. Nu vreau din astea pentru că sunt shorts.
work. Astea sunt mișto, dar nu sunt pentru plajă, nu? Hoodies, racing, jersey, sweaters, work, sports, tank tops. Ăsta îmi place. Chiar îmi place și aș putea să, am putea să mergem pe un maieu. Uite, încă nu știu. Polo shirts. Ceva? Polo mișto? Dar nu merge pe polo. Tact? Oh, holy no. Veste... vest shirts. Nu. Business shirts, suit vest. Utility tops. Nu. Hai să mai vedem. Hai să vedem și pantalonii. Sau nu. Bomber overcoats, loungewear. Secure serve, astea le-am luat deja. Special tops. Tot t-shirt-ul e cel mai ok. Nu, uite. Mergem pe galben sau pe ăsta, uite, ăsta ar fi Wave t-shirt, ăsta e frate, Waves t-shirt. Bun. Ok, și acum mergem la pantaloni. Oriunde ar fi chestia asta. Unde găsești noi niște pantaloni pe aici? Uite, pantaloni. Jeans, hai să vedem ce jeans găsim pe aici care să fie interesant. Sau nu, pantalon de plajă vrem. Shorts. Iau pe ăștia numai că îmi plac. Chiar îmi plac ăștia. Și ăștia. Foarte tare, mergem la cumpărături. Bă, ăștia îmi plac. Și ăștia sunt tari. Le chien. Nice, nice. Ăștia sunt red chino, sunt interesanți, dar nu vreau pe culoarea asta. Blade nu merge foarte bine cu chinos. Ăștia ar merge. Boards. Uite, ăsta ar fi mișto, line boards. Vai cât de șmecher ar fi dacă am avea floral și pe verde. Two-tone. Green boards, ăsta arată bine. Dar vreau altceva, vreau ceva cu flori, vreau motive florale ceva. Nu mă lăsa așa fără nimica. Aoleu, mă lași fără motive florale. Nu vreau din ăștia. M-au lăsat fără motive florale, fraților. Deci nu pot să cred așa ceva. Trebuie să găsim ceva floral. Trebuie să găsim de aici, uite, ăștia sunt mișto. Ăștia. Ăștia că sunt cei mai... Deși îmi plac ăștia. Uite, vedeți ce mișto sunt ăștia? Sau pe albastru ceva? I don't know. Floricele? Nu, frate, îi lăsăm pe ăștia, uite așa. Altceva pe aici nu mai găsim. Chinos, ăștia sunt... nu sunt fitted suits. Nu, 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 nu ne îmbrăcăm noi, nu ne îmbrăcăm în... în genul ăsta. Ochelari! Professional, ia să vedem. Mamă! Nu, vreau sports. Nu sports din ăștia. Hipster. Ăștia sunt tăticu. Ceva cu verde îmi dai și mie? Black Docks, ăstea arată bine. Sunset Docks, cum arată? Interesant. Ăștia nu-mi plac, frate, cum arată, arată nașpa. Și ăștia arată nasol. Ăștia arată cel mai bine, așa. Galben. Alb. Uite tot așa, Black Docks arată cel mai ok. I really don't wanna be here today. Te înțeleg, dar ce să facem acum? Gun range? Nu. Bun. Și singurul lucru de care mai am nevoie sunt niște Adidas. Tu poți să-mi dai Adidas? Leave me alone, Simon. A, uite acolo. Footwear. Vreau altceva. Nu vreau genul ăsta. Boots, sneakers, skate shoes. Îmi dai ceva în verde așa ca să se potrivească în verde. Nice. Nice. Mai căutăm, mai căutăm, poate găsim ceva. Uite, o să iau ăștia pe checkerdul. Dar nu aș vrea să iau pe ăștia. Canvas? Nu. Flip-flops? Bă, dar merge niște flip-flops pentru că mergem până la urmă la mare. Verzi așa. Un alb cu verde ar fi mișto. Mai vedem. Loafers? Nu loafers. Nu din ăștia. Running? Am putea să luăm niște running shoes de ăștia așa. Da, dacă ar avea ceva pe verde, n-au nimic pe verde. Sports, șosetele alea niciodată. Nu niciodată. Slip-ons. Ăștia, tăticu. Ia să vedem ce culori avem.
Dar nu se potrivește, ăștia sunt singurii care se potrivește și nu arată bine. Tot trebuie să-mi iau ceva, nu? Sneakers. Nu vreau high top. Nu mai high top îmi dai? Nu mai high top îmi dai. Skate shoes, atunci rămânem pe... ăștia stau pe un verde, avem ceva pe verde? N-avem, lăsăm pe ăștia. Dar nu mă presionează pe mine foarte mult. Sau flip-flops, că mergem la plajă, suntem surferi. Hai, luăm pe ăștia. Dar nu putem să conducem, mă, cu ei. Prin urmare... îi luăm pe ăștia. Skate shoes. Și luăm pe ăștia checked. Așa, checkered. Bun. Accesorii avem pe aici? Accesorii ceva? Putem să cumpărăm accesorii sau numai ochelari? Ăștia sunt outfituri. Ăstea, ăștia. Outfituri pe aici. Nimic interesant. Ok, cam ăsta a fost. Și ce să facem acum? Mergem la plajă. Mă enervează că nu sunt aranjat. Nu sunt în aceeași nuanță cu duba mea minunată. Dar vom vedea. Aia e. Ce să facem? Mess shop bănuiesc. Putem să mergem? Private yacht. nu putem, așa că trebuie să mergem frumos să căutăm. Avem ceva de mers. Uite, mergem la Vespucci Beach. Mergem pe aici, pe la mergem pe docuri. Un pic pe docuri și... cam așa, cam asta facem, na. Ne punem așa un pic pe plajă și stăm și le nevim pentru că bani avem. Exact cum sunt toți surferii ăștia. Avem mașinuța, a găsit niște gagici. Tragem un cui. Totul e bine și frumos, viața minunată. Ne răzvrătim împotriva sistemului. Și totul este... minunat, fucking minunat. Shark car, plătesc pe... vă rog. Ăștia vorbesc, mamă, dar vorbesc foarte mult. Foarte șmecheră mașinuța. Hai să mergem și dinăuntru cu ea. Cum se vede. E, șmecheră mașinuța. Chiar e tare. Hai că stăm așa înăuntru. S-am prins-o și l-a apus. Bă, da, 14 euro pe 500 de mii, nașpa. E super puțin. Noi să te să te în calea, scuze. Nici n-am cum să mă uit în oglinda retrovizoare, dar acum iar trebuie să te în calea, că trebuie să ieșim. Încet, încet, hai, du-te la o parte. Trebuie să avem grijă că e foarte apropiată de... deja intră în asfalt, de fapt, nu că e foarte apropiată, intră în asfalt cu botul. Mamă, și prindem și apusul pe plajă, fraților, este episodul... s-au aliniat astrele, vă spun eu. S-au aliniat fucking astrele. Dar mergem... vreau să coborâm, totuși. Nu vreau să mergem pe Del Perro. Sau bada și vedem de pe... nu, vreau să vedem de pe plajă, totuși. Hai să prindem repede apusul pe plajă. Mergem pe contrasens. Nu ne interesează. De fapt, ne interesează de mașini. Pe aici? Pe aici? Nu pe aici. Un pic mai încolo. Deci dacă mă lovește vreunul, ținând cont că am evitat cât de cât să... ce aproape era. Hai că nu prindem apusul! Dă-te! Ai, ce frumos sunt românii. Ce frumos vorbesc ei și ce prietenos sunt, nu? Fucking retards. Uite, mergem pe aici, frumos. Să mergem pe plajă. Hai, pe acolo eu putea să merg, că arată foarte mișto. Că pe aici deja nu se mai vede. Ia. Prindem cumva frumos pe aici? Și ajungem pe plajă? Există plajă pe aici? Da, mă, există plajă, super. Uite, frumos. Și ne așezăm așa și stăm. Și ne uităm la apus. Și ne băgăm picioarele în el de sistem. Frate, super tare. Uite așa. Și stăm și ne uităm la apus. Vreau să fac altă chestie. Vreau să mut mașina invers. Uite, o să mut mașina invers. O să mut, uite așa, mașina.
Ieșim din ea și ne uităm la apus frumos. Uite, ne punem frumos așa și ne facem o poză cu mașinuța noastră. Hai bă, uite-te. Uite-te la noi. Nu vrea mă să se uite la noi. E, asta e. Nu vrea să se uite la noi, nu? Nu vrea. E, ne uităm noi atunci la apus frumos. Și dragii mei, cu acest apus se încheie și videoclipul. Sper că v-a plăcut ideea. A fost o idee de încercat. Bă, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și până la un nou videoclip, rămâneți cu bine. Eu sunt Cosmin, salut!